Domnule Ghim, cum vor fi desemnați viceministrii? Eleu, pentru ce pledează? Pentru secretar de stat. Asta cum? Asta înseamnă că să ne debarăsăm de viceministri așa cum a fost în perioada sovietică. Secretar de stat trebuie să fie, dar nu viceministru. Și ce va face? Cum va funcționa? Lucrul secretarul de stat trebuie să ocupe de o activitate continuă a aparatului ministerului, guvernului, cancelarii și altor instituții. S-a așa e nevoie. Mai e deja această idee? Problema aceasta urmează să o discutăm.